Constituția Medicului Sanitar Republică, Spitalul Clinic Municipal numărul 1, a fost fondată în anul 1961. Deci fondatorul de atunci, administrația publică locală, și astăzi rămâne administrația publică locală în persoana Consiliului Municipal Chișinău. Specificul instituției noastre constă în faptul că în cadrul instituției activează cea mai mare maternitate din Republica Moldova, care are o capacitate de 110 paturi. Ca să vă imaginați volumul de lucru care se îndeplinește anual în cadrul spitalului nostru, este suficient să numesc cifra de 8.445 de nașteri care au fost înregistrate în anul 2014. Respectiv, ultimii 5 ani, volumul rămâne stabil, având o tendință de creștere permanentă. Respectiv, în afară de secțiile obstetricale, unde sunt înregistrate cele mai multe nașteri din municipiul Chișinău, avem și secțiile care au destinația de a supraveghea femeile gravide în cazul apariției diferitor probleme de sănătate. Și, cel mai important, avem pe teritoriul spitalului un bloc separat, numit neonatal pediatric, unde se concentrează copiii care au probleme de sănătate imediat după naștere sau, la necesitate, sunt aduși de acasă, de serviciu de ambulanță, cu diverse probleme de sănătate copiii primului an de viață, îndeoseb copiii nou-născuți în prima lună. Acolo, cel mai des, copiii sunt spuși investigațiilor tratamentului în secție patologie nou-născutului și secție neurologie infantil. Volumul de lucru efectuat anual în celelalte subdiviziuni, cum ar fi secțiile de terapie, boli interne, secțiile de chirurgie, aproximativ constituie 20% din volumul total, care atinge anual cifra de 31-32.000 de cazuri tratate. Respectiv, asistența medicală mamei și copilului în cadrul instituției noastre are o pondere de circa 80%. Prin ce este deosebit spitalul nostru? În primul rând, avem un colectiv de circa 800 colaboratori de oameni profesioniști, oameni bine pregătiți. Pe baza instituției noastre activează 5 catedre, baze clinice ale Universității de Medicină. Două din ele, obstetrică și ginecologie și, respectiv, medicină de familie, chirurgie, anesteziologie și reanimare. Pe parcursul anilor, în pofida faptului că a fost spus unei exploatări intensive, s-au găsit posibilități atât interne cât și externe, inclusiv cu ajutorul fondatorului, din contul bugetului local, s-au investit circa numai ultimii 7 ani peste 75 milioane lei pentru modernizare, pentru repararea și menținerea bazei tehnico-materiale și, numai puțin important, pentru dotarea tehnică. Spitalul nostru dispune astăzi de toate posibilitățile pentru investigarea femeilor gravide, bolnavilor somatice. Aici mă refer la ultrasonografie, endoscopie, mă refer la radiologie modernă, mă refer la toate posibilitățile de investigație laborator clinic și biochimic. Pentru a vă demonstra acest lucru, eu vă invit să facem o vizită rapid prin principalele subdiviziuni ale instituției.
pacienții doritori de a primi servicii medicale, în baza polisei de asigurare, în primul rând în condițiile maternității, deoarece, încă o dată repet, suntem cea mai mare maternitate din țară și femeia gravidă are dreptul de a decide, conform legislației în vigoare, conform programului unic, unde ea dorește să nască.